De 7 ani, Consiliul European încalcă regulile europene, neavând o decizie definitivă referitoare la aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Care sunt motivele invocate? Toate criteriile au fost îndeplinite. Experții au spus acest lucru, statele membre au spus acest lucru și Comisia a spus acest lucru. Legislația nu prevede două categorii de state membre, membrii cu drepturi depline și membrii cu drepturi parțiale, care sunt doar cu un picior în spațiul Schengen. Fac apel astfel încât să susținem această idee. Toate criteriile au fost îndeplinite, iar acum este momentul să transmitem un mesaj clar Consiliului European să își asume responsabilitatea în cele din urmă.